tot de pe 2017. Doamne, cum am dat că m-am contactat cu dinamizatorul, aveți intervenție. Avea o intervenție. Deci, eu susțin că, depinde de intervenție noastră, cum a spus, pe care se părere, cum argumentate, dar bun ce nu vreau să atrag atenția, să argumentăm intervențiile sau să venim la amendamentul la această dată, să argumentăm și motivele pentru care facem aceste amendamente. Deci, este un proiect de buget în care putem examen acum. Este cel mai important proiect de buget după instalarea noastră în calitate de membru al Consiliului Local. Mulțumim la locuitorii așteaptă de la noi ca să dăm acest verdict. Bineînțeles, în cadrul discuțiilor care vor urma, pot să apară poziții pro și contra. Dar, atrag atenția că voi da citire unor reprezentări a Ministerului Finanțelor, după care trebuie să cred că fiecare gândește la fel, dar noi reprezentăm formațiunile aici și la această dată și la acest proiect. Nu reprezentăm formațiunile politice cu ranchiună și anul parte. Acum reprezentăm o plață a municipiului Turda, care a dat de la noi aprobarea acestui proiect. Ca acest municipiu să începe să funcționeze din punct de vedere financiar. Și vrea să facă anumite intervenții. Deci, vedeți 117, articolul 9. În termen de 5 zile de aplicare a monitorului oficial, Ministerul Finanțelor transmite Direcția Generală a Finanțelor Publice sumele debărcate din venituri ale bugetului de stat și transferurilor consolidate aprobate sub limita bugetului de stat. Pe baza acestei tranzicții, Direcția Generală sunt obligate pe subvizul anexului teritoriale, în termen de 5 zile de aplicare, să acceseze sumele debărcate din unele venituri ale bugetului de stat propuși transferurile la articolul 34 aliatul 1. Pe baza veniturilor proprii și a sumelor repartizate, ordonatorii principali de credit, în termen de 15 zile de la publicarea bugetului de stat în funcție oficial, definitivează proiectul bugetului local care se publică în preza locală sau se afișează la sediul unității administrative teritoriale. Locuitorii unității teritoriale administrative pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la publicarea sau afișarea acestuia. În termen de 5 zile de expirarea termenului de depunere a contestațiilor, proiectul de buget însoțit de raportul donatorului principal de credit și de contestațiile depuse de locuitori este supus aprobării autorităților deliberative de către donatorul principal de credit. Adică noi. Ce calități au autoritățile deliberative? În termen de maxim 10 zile, de la supunere spre aprobarea proiectului de buget, potrivit aliniatul 4, se pronunță asupra contestațiilor, dacă există, și adoptă proiectul bugetului local după ce acesta a fost votat pe capitole, sub capitole și direcții. Proiectele de buget se aprobă de autoritățile deliberative, adică noi, Consiliul Local, în termen de 45, maxim 45 de zile de la data publicării legii în bugetul local. Articolul 7, am sintetizat, în cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetului local în termenul prevăzut, Direcția Generală dispun sistarea alimentării cu cote, respectiv sume de facate din venitul la bugetul de stat și cu transferul consolidat până la aprobarea acestor de către autorităților deliberative. Deci, în conformitate cu dispozițiunile legale al legii 1873, eu consider că au fost parcurse toate etapele care sunt prevăzute în acest extract de lege. Deci, de la apariția puterii, așa mai departe, autoritățile executive au postat, postarea a rămas în timp util ca cetățenii. Noi și noi suntem cetățeni să puteze contestații și aceste contestații să fie soluționate. În acest context, am avut o săptămână plină, săptămâna trecută, cu ședințe de comisii, pe fiecare comisie în parte. Astăzi am văzut că directoarea executivă a mai lămurit anumite probleme cu colegi
care nu erau chiar de la urmă de probleme. Eu consider că suntem oameni de condiție, adică reprezentăm acest municipiu și astăzi, în ordine de cuvânt, aducem un plus acestui buget și ne asumăm responsabilitatea votărilor. În acest context, vă invit să vă exprimați mulțumesc. Foarte interesant. Dar dacă ați exprima, domnul cel mai bun preț. Atrag atenția în lumina regulamentului, pe care regulamentul sunt obligați la trebuie și noastră să le însușiți, pe care intervenție are un timp de 3 minute. De aceea vă rog, domnule inginer, consilier, să sintetizați problema cu care vreți să veniți astăzi în fața consiliului. Deci, eu nu vă oblig să nu luați cuvântul, ba din potrivă, îmi place din față, domnule inginer, dar să sintetizați în alea 3 minute intervenția ta. Vă rog frumos. Domnul viceprimar. Îi salut sau alianță? Salut pe domnul consilier județean și vreau să spun că urmă legii 25 de publicată din domnul publicată în 2016. Cursul are dreptul de a participa la ședințele de Consiliul Local fără dreptul de vot. Dar nu este un drept al dânsului și nu avem de ce să contestăm. Ne bucurăm că consilierul județean onorează cu prezentare. Introducerea în face. În al doilea rând, dumneavoastră mi-a dat un termen de 3 minute. Nu trebuie, că ați primit un interval. Eu consider că dezbaterea bugetului unui municipiu și respectul față de cetățeni necesită mai mult de 3 minute. Intervenția dumneavoastră? Cred că am avut și pot să vă rog tare mult să mă întrerupeți, vă respect și vă rog să mă respectați și dumneavoastră. Cred că am avut o intervenție de bun simț în ședința precedentă și o solicitare de bun simț de a ne fi prezentat bugetul municipiului Turda cu 7 zile înainte de discutarea în comisie. Dumneavoastră făceați apel la regulament, fac și eu apel la regulament, care ne spune ceva legat de prezentarea proiectelor de hotărâre în comisiile de specialitate. Am cerut 30 de zile, am cerut 7. Pentru a ne putea edifica asupra acestui proiect, noi considerăm că acest proiect este proiectul întâmpătrii al orașului. Orașul trebuie să funcționeze și fără un buget nu poate funcționa. Dar în același timp bugetul trebuie să fie foarte bine explicat, echilibrat, astfel încât să nu se producă anumite disfuncționalități. Da, am înțeles. Mulțumesc. Dar dacă vreau să scuză-mă, nu te-am jignit cu nimic la problemă. Dar e problema mea relații între consilieri, această dată temporar să vă ședință. Poți să urmezi tu, Cristian Dabra, și atunci același lucru trebuie să-l aplică regulamentul. Mulțumesc, domnul președinte, dar să încercăm să aplicăm regulamentul în integru. Da. Adică la tot ceea ce se referă. Da. Nu pentru mine, ca persoană, am cerut acest buget. Da. Aș fi vrut să văd serviciile publice să vină și să susțină bugetul propriu în fața Comisiei de Specialitate. Da. Să vină Poliția Locală, să vină Serviciul Public de Asistență Socială și celelalte servicii din subordinea Consiliului Local. Noi am primit bugetul, într-adevăr. Vreau să fac câteva considerații. Din păcate, în continuare, suntem foarte deficitari la secțiunea de dezvoltare. Suntem în aceeași marjă de 12% ca și în anii precedenți. Noi acolo trebuie să lucrăm foarte mult, să aducem bani cât de mulți pentru dezvoltare. Știu situația, în primul rând trebuie asigurată funcționarea și apoi dezvoltarea. Legat de acest fapt de dezvoltare, nu am văzut prin secote de cofinanțare pentru proiecte. Avem proiecte, toată stima pentru echipa care lucrează la aceste proiecte, dar nu am văzut sume prinse pentru partea de cofinanțare. O să mă leg un subiect care pentru mulți e un subiect foarte sensibil, dar nu mă feresc de el. Clădina zoologică. Nu văd sume prinse pentru clădina zoologică. Eu cred că ar fi în interesul nostru al municipiului să mai avem un obiectiv pe lângă salină care să fie finalizat. Și cred că împreună trebuie să lucrăm și să deblocăm acest subiect, care văd că mai mult un subiect de presă decât un subiect real, în care să fie deblocat și să se funcționeze.
niște sume pentru finalizarea celor lucrări acolo. Știm că există raportul Curții de Conturi, știm că s-au stabilit niște prejudicii, nu suntem organe de anchetă, sunt organe de anchetă care cercetează și cu siguranță vor face lumină în acest subiect. Consider că și acolo avem 1.624.000 de lei la studii de fezabilitate și alte studii. Eu cred că și aici, din aceste studii, sau la aceste studii, se putea renunța temporar la anumite studii sau transferate, de exemplu, la spital, transferate pe bugetul spitalului. Studiile pentru investiții și o pericătură necesită, spitalul necesită foarte, foarte multe lucrări. Instituțiile școlare. Aveam o solicitare pentru colegiul tehnic Turda, unde e plouă în corpul central, unde se țin orele. Deci acoperișul și noi la o sumă de 50.000 de lei ar fi asigurat reparația acoperișului în corpul central. Într-adevăr, sunt sume de la Ministerul Dezvoltării alocate, dar sunt pentru corpul C3 și pentru sala de sport. Cred că este foarte important și corpul principal al clădirii, unde se țin cursurile, să fie rezolvată partea de acoperiș. Eu cred că, așa ca formă de respect față de consilieri, ar trebui acest buget să fie mult, mult mai amplu discutat, prezentat, inclusiv în dezbatere publică. Am spus-o și în mandatul trecut și nu mi-e frică să o spun, cetățenii municipiului Turda au dreptul să știe de unde sunt veniturile și care sunt cheltuielile pe fiecare capitol și subcapitolul 4. Au dreptul să știe tot timpul ce se întâmplă cu banii lor. Cu banii mei, pentru că și eu plătesc impozite și taxe. Da. Eu zic acolo, pe partea de dezvoltare, acolo trebuie să lucrăm mult, mult mai mult. Da. Sunt reabilitarea și modernizări la 12 străzi. Acolo la fel, să vedem ce a rămas de executat, care sunt sumele de executat. Probabil după finalizarea procedurilor cu creditul, se va ști cu certitudine ceea ce este de făcut. Da. Cam atât am avut de spus. Și mai am o întrebare la care aș dori să primesc răspunsul. Cât este suma reprezentată de creșterea salarială la personalul actual buget față de raportată la anul trecut? Deci suma reală, cât au crescut cheltuielile cu salarizarea în bugetul municipiului Turda la 10 luni, să aplică de la deci, și dacă toate categoriile de personal angajat au primit această creștere salarială. Da. Mulțumesc. Trebuie să te angajezi. Eu propun că aceste probleme primate după ce mai intervin colegii, nu au să fie considerate după ce mai intervin colegii. Sau presente în interpunerea? Nu. Bun. Alte intervenții. Poftim, domnule, colocarea. Domnul consilier medic, într-adevăr, mult de discutat la bugetul unui municipiu. E foarte bine dacă ar fi fost mulți bani, dacă ar fi fost mulțumită. Și eu aș fi fost mult mai mulțumit dacă la sănătate ar fi fost cuprins mai mulți bani, s-ar fi de unde cerea. Diferența de mulțumirea mea în acest sens este că diferența dintre banii aruncați în 2016 este cu mult mai mare decât suma care a fost cuprinsă anul acesta. Asta a fost și mulțumirea mea în comisie. Dar poate că la o rectificare de buget cu ajutorul echipei care să putem să punem în valoare și spitalul. Pentru că de sănătate avem nevoie toată lumea. Decalajul este foarte mare între asistența socială și sănătate. Într-adevăr, la multe hotărâri de consiliu am discutat lucrul acesta, să vedem cum
să discutăm acele proiecte ca să ne mobilizăm, să avem cât mai puțin asistat social sau să discute acele documente prin comisiile și așa mai departe, ca să, într-adevăr, un procent de 14% mi se pare că într-un principiu foarte mult, comparat cu 2% care sunt de la sănătate. Așa pot să-mi mulțumim, dar chiar am mai mult să-mi mulțumesc. Bun. Să o fie. Doamne secretar, dumneavoastră, domnul Roșu. Domnul Roșu. Dar, asta e cum am început, sigur, aia e sigur, dar am început. Dacă avem ceva de ridicăm și ne... Am înțeles. Nu trebuie să ne întrebați personal, s-o discuta pe comisii, s-o făcut reunitele. Da, asta, da, domnul. Tot 3 minute aveți și dumneavoastră, ca și noi. Da, dar i-am plătat deja 3 minute, cu întrebările de domnul Gine. Poftim, domnul Gine. Bine, dar asta nu. Regulamentul respectă. Mulțumesc, domnule președinte, dacă am văzut insistația de să iau cuvântul să mă văd de ce amuces. Mă păreați așa oare cum v-ați amuit? Sunt mici o formă, când vă văd, îmi crește în urmă. Sau tu era prea mult. Nu, da, așa, sunt foarte simplu. Bun. Eu aș vrea să mă refer un pic la chestiuni de formă, nu de fond, și aceea la cele de fond. Proiectul a fost supus spre dezbatere publică, nu pe site-ul primărie, în o formă extrem de miniaturală, din dar și vreau să poată să facă amendamente de niște cifre globale și reci, cum ne-am zis eu. Adică mi se pare cam puțin să supuneți spre dezbatere publică 3-4, mie personal. Și să aștept o dezbatere publică reală pe cele 3-4. Eu aș fi așteptat niște întâlniri, chiar dacă timpul era destul de comprimat, oarecum generat și de aprobarea târzii a bugetului național, dar aș fi vrut să văd niște dezbatere publice reale, aici, în sala Marea Primăvie, cu agenții economici importanți, care trebuie să fie integrați în efortul ăsta de constituire a publicului, cu mediul ecologic, cu cetățenii din diverse zone, cu lideri de opinie și așa mai departe. Eu așa aș fi văzut o dezbatere reală. Și aș fi văzut o dezbatere reală pe mai mult de 3 pagini, cu cifre globale. Și eu aș fi trimis spre dezbatere publică un buget detaliat pe diverse categorii de cheltuieli. Dincolo de asta, aș fi implicat și consilieri din diverse comisii. Eu fac parte din Comisia 4 și din Comisia 5. N-am văzut, spre exemplu, proiectele de buget pe care le-au trimis și recomandările financiare pe care le-au trimis pentru a fi incorporate în buget instituțiile școlare. Ar fi trebuit să le dăm. N-am văzut, spre exemplu, proiectul de buget trimis de Spitalul Municipal, făcând parte din Comisia 5. N-am văzut proiecte de buget elaborate de diverse entități sportive care trebuiau încadrate bugetul. Eu am văzut bugetul când era gata finalizat. E adevărat că dreptul de inițiativă legislativă este al executivului, în mare măsură și la nivel național. Ponderea foarte mare din proiectele de lege introduse în Parlament sunt aparajul Guvernului. Nu trebuie să fie neapărat, așa se întâmplă cam în toată Europa, numai România. Dar cred că și noi puteam fi implicați mai activ în constituirea bugetului. Faptul că l-am văzut la final într-o formă gata realizată, mi se pare că intrăm într-o zonă de aparență. Deci, aș fi fost mult mai transparent în a-l dezbate mult înainte de a fi prezentat într-o formă relativ finală. Apropo de amendamentele pe care le-a adus sau intervenția colegului meu Cristian Frezer, și eu sunt de acord cu tot ce a spus, și eu cred că sănătatea trebuia un pic supradimensionată, dar și finanțare, și eu cred că zona de asistență socială, cu tot respectul față de doamna directorul, este supradimensionată în contextul. Deci, domnule profesor și stimați colegi, noi suntem autorități deliberative care aprobăm. Bine ar fi să avem calitate.
calitățile de intervenție în Roda Unică. Bine ar fi să avem calitățile de intervenție directă în a constitui bugetul local. Dar așa scrie în legea documentului, mi-am subliniat legea documentului. Deci, durante o zi că s-a făcut coordonatorul principal de credit, are responsabilitatea de a alcătui bugetul. Privitor la relarea, privitor la supunerea la dezbatere publică, iar ce era trecut fără diferite publicații și... Domnule profesor, așa e, că poate venim cu argumentul că nu toată populația municipiului are necutare și așa de parte, dar sunt publicații care se pot accesa. Iată, pe nou de publicat, în fiecare săptămână se merg o fel de divertit cu publicarea lor acestor pe panourile noastre. Mă rog, dar tot mai considerat și scumpă, dacă nu au fost intervenții, una singură, ziceam că am greșit mai nou, domnule profesor, dar cum? După ce proiectul a fost, domnule profesor, după ce proiectul a fost implementat și publicat pe site-ul de mai. Da. Da, se. După ce a mulțumesc, domnule președinte, dar e așa greu să facă cineva vreo propunere sau vreun amendament la forma în care a fost propus de dezbatere publică bugetul. Noi votăm bugetul, nu? Și ar trebui să știm ce votăm. Ar fi trebuit să știm din câte părți, pe fiecare domeniu, parte este alcătuit acest buget. Spre exemplu, la cultură, ar fi trebuit să știm care sunt entitățile culturale care primesc bani și câți bani primesc din bugetul. Să avem o sumă globală la cultură, 1 milion de lei, dau un exemplu, și să noi să votăm 1 milion de lei. Dar ar trebui să știm unde merge 1 milion de lei, ca să putem vota în cunoștință de cauză. Eu mă întreb. Da. Altfel votăm cifre globale, reci, aparente, nu știm unde merge. Bani. Da. Am înțeles. Deci, dintre șefii de serviciu pe care dumneavoastră, cu respect, ați menționat că trebuia să-și prezinte aceste bugete, sunt prezenți directoarea economică și doamna directoră de la spa. Ok, doamna. La 68 de locuri, asigurări și asistență, poți să ajungi, da. La 68 de locuri, asigurări și asistență socială, la 14.572 de milioane cât avem noi buget alocat, vreau să vă spun că 8.814 sunt de la bugetul de stat, din cote de pasare, din care noi plătim 500 de persoane care au certificat de gradare de gradare handicap, îndemnizații și asistență personală. Deci noi nu avem nicio opinie, acești oameni se prezintă la noi cu certificate de încadrare grad de handicap, emis de Cluj, de comisie, deci nu au nicio legătură cu bugetul local sau cu asistența socială. Toată lumea cu care m-am întâlnit zilele astea, dintre consilieri, toată lumea mi-a spus, aveți cel mai mare buget, aveți cel mai mare buget. Deci bugetul nostru din buget local este 5.338.000, din care noi avem, cred că, cele mai multe centre în suport. Ne avem centre de zi, avem creștere, avem serviciu de asistență socială cu toate centrele din subordine. Avem cantina de ajutor unde mănânc 115 persoane. Deci chiar credeți-mă, de 9 luni de când sunt director, nu am făcut nici o angajare pe asistent personal. Pot să vă demonstrez. Deci absolut nicio angajare. Deci cine se prezenta cu certificare care are grad de handicap, îi aprobam doar indemnizație, care este 1.065 lei. Dacă făceam și angajare, era 1.802 lei, cartea de muncă, la care se mai dau 122 de lei la sută, dacă nu înțelegi, din taxele. Deci, spre ca să facem economie la buget. Deci, credeți-mă, deci bugetul nostru este 5.338 de lei. Ne-ai spus din cote de facate. Doamna directoră, dar ce poate să vă confirmă? Iar referitor la ajutorul social, ajutorul social nu este plătit de către noi. Deci, ajutorul social este plătit de Agenția Județeană pentru Prestații Sociale, dar noi suntem la dosare. Vin prin mandat poștal, direct din acolo. Deci nu trec prin bugetul local ca jucare de stăciune. Dacă altceva m-a zis să nu mai explic, pe fiecare centru parte, deci dacă îi știu cu drag, pot să vă prezint pe fiecare centru parte, când sunt pierderi, avem 133 de persoane pe organigramă. Vedem că domnii consilieri de grupul PNL încearcă să ducă vorba așa ca și în loc de povelă, să aduam cetățeni. Și luăm pe domnul consilier. La bugetul total prevăzut, 20% plus față de anul trecut.
la investiții sau dezvoltare, secțiunea dezvoltare, 50% față de anul trecut. Și ne jucăm și cu vorbele, am numit consilierul de-a noastră, că zice 8% sau 12% este la fel, nu este la fel. Sunt câteva zile de miliarde de plus. Care, din câte știm, noi mergem pe drumul. Este ușor să zicem, facem ca și anul trecut. Nu facem, facem anul ca și anul. Așa ne trebuie. Și aici, cred că domnul, în special pe domnul Wigman, avem timp suficient în comisii să le convocăm zilnic, dacă dorim și avem înmulțiri. Mi se pare normal să vină înmulțiri când venim aici, nu să cerem înmulțiri în Consiliu. Așa ca să informa cetățenii zilnic cu activitatea noastră. Mulțumesc. Deci s-a menționat numele domnului consilier Wigman. Aveți? Stai puțin, ai răbdare, domnul. Ai răbdare, dar puteți doar răbdare. Domnul Iubescu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule consilier Sălăjan, poate avea cuvintele la noi și de vorbi. Dar să știți că aceste comisii în care s-a prezentat proiectul de buget s-au întâlnit de foarte curând timp. Deci trebuiau poate întâlnite și și proiectul discutat poate cu ceva mai mult timp înainte. Mă rog, câteva zile înainte de a se supune ședință. Conform legii, mă rog, dar poți să discuți proiectele care vin din zona instituțiilor de învățământ în comisiile cu pricina înainte, nu? Deci lucrul ăsta nu te pierde. Să-l faci nimic. Dincolo de asta, cred că nu ne jucăm cu bordurile și cred că proiectul de buget e foarte, foarte important. Apropo de ce zicea doamna director Stas, bugetul din zona, mă rog, acoperit din zona bugetului local este de 5.300.000, nu? Da. Iar banii alocați spitalului sunt 1.000.000 și... un pic mai mult decât 1.000.000 de lei. Deci există o diferență majoră între 5 milioane de lei și 1.000.000, nu? Sunteți de acord? Da, un moment, stai, un moment. Nu trebuie să spun neapărat. Dar nu, stai, să interpretăm profesor. Da. Bugetul, bugetul spitalului se constituie din afectarea de către Casa Lor de Sănătate. Deci nu e numai 1.000.000, dar bugetul, doamne directoare, este de 5 ani afectat de la noi, e un buget local. Ia mai mult din buget. De aceea, la cât avem nevoie cu buget pentru a da afectat de la casa de sănătate? Cât aveți? Este un contract. Cât? Da, un cifră, nu un direct. 32.000. Cât? 32.000. Gata, 32.000, domnule. Gata, a fost cum? Gata. Domnule Zău, zic. Mulțumesc, domnule președinte. Stimat nostru coleg, n-am vrut să deschid subiectul, dar văd că se continuă în aceeași idee. Noi nu facem telenovele. Mie nu-mi place să fiu jignit personal și la adresa familiei și ședințelei comisiei. Văd că vă continuați în același stil arogant discuțiile. Cred că nu este bine și nu face bine nimănui. Noi avem un drept de a vorbi, de a ne expune părerile. Cum a spus domnul președinte, noi suntem forum deliberat. Aia înseamnă că noi putem să deliberăm asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi. Nu să facem publicitate către cetățeni, că nu facem bine la un la om. Că și așa presa nu stă nimic, atunci mai ușor e să vorbești cu oameni, care e și mai eficient. Și am vrut să mai întreb un punct legat de proiectul de la poștă. Nici acolo nu am văzut o finanțare la acest proiect. Chiar dacă este fața de reluare sau de reluarea licitațiilor, cred că și acela este un proiect foarte important pentru municipiul. Dar, prin prisma parcului ce va fi construit pe acel amplasare. Da. Și cred și repet că noi avem dreptul ca și consilieri să ne exprimăm opiniile asupra proiectelor de hotărâre aduse în discuție, dar dacă repet, solicitarea mea și cred că a fost de bun simț de a primi proiectul de buget detaliat, din timp, nu mai ajungeam la genul acesta de discuție. Am înțeles, vă mulțumesc.
Eu îmi place, domnule Cusea, și mi-e la asta Monica Cerdeanu. Eu vă apreciez pe toți. Vă apreciez și pe voi și pe domnul Sălăjan, că sunteți niște consilieri. Domnule, și dacă îmi permiteți, să-mi spună cuvintele de jignire care le-am adus, cu tot respect. Vă rog frumos. Permiteți-mi puțin. Domnule, i-a dat cuvântul de 5 ori, mă permiteți-mi să spun. Eu am spus doar atât, că nu te putem juca cu vorbele, se amânântă de la 8% la dezvoltare, la 12%. E vorba de 40 de miliarde, ce trebuie să înțeleagă treaba asta. Am înțeles. Nu ne bate în joc de cuvinte, așa. E la fel ca și anul trecut. Ca în 12%, când anul trecut a fost 8%. Să nu uităm că în luni a fost undeva la 4% sau 5%. Hai să dăm datele exacte dacă le dăm. Mai frumos, am spus ca și în telenovele, când are un sfârșit și fericit. Am înțeles. Deci, ca să punem cum, ca să punem cum, domnule, da, eu mă bucur că ați adus în discuție anumite aspecte și este bine să le aduceți. Eu vreau să vă spun că la întocmirea unui buget este mare diferență dintre capitolul dorințe și capitolul putințe. În primul rând, avem un buget cu 20 de milioane mai mult decât anul trecut și asta datorită eficiențe unor servicii din primărie, sigur că dumneavoastră faceți parte din acest mandat și asta am putea să extrapolez la întregul Consiliul Local, este eficiență datorită faptului că am reușit să depășim pragul critic conform legii bugetului de 87%, am avut 88,7% în casări pe anul 2016, în care n-am mai fost penalizat. Și am reușit să avem cel mai mare buget din ultimii 10 ani. Sau poate mai mulți ani. Asta în primul rând. Domnule consilier Fedezeu, mie îmi place cum puneți problema, adică este foarte ușor să iei tot timpul la rost. Credeți-mă, am lucrat foarte mult pe buget. Am scăzut cheltuielile la serviciile publice pentru a avea buget mai mare la dezvoltare. Am elaborat o serie de proiecte, dar să veniți dumneavoastră să mă întrebați că trebuie să aducem bani la dezvoltare mai mult, eu sunt de acord. Dacă îmi spune dumneavoastră și sursa. Mie mi s-a prezentat inițial un buget de 7% la dezvoltare. Și am avut discuții cu toți factorii de răspundere din instituțiile subordonate nouă care fac parte integrată din buget. Inclusiv cu directorul de școli, directorul de spital, că noi am dat 2%, cum spune domnul consilier Igor, că virgulă jur de la 1%, dar 1% la bugetul Clujului înseamnă alt an, dar și numărul de spitale este mult mai mare. Dar aici aș face o precizare. Atât la școli, că și la spital, noi am elaborat niște proiecte, inclusiv la Chimie 3, de care spunea domnul consilier Fredeu. Dacă eu vă prezint solicitările școlii, se ridică undeva la 200 de miliarde. Numai solicitările școlilor. Sigur că noi trebuie să vedem cum întinde bucata asta de cauciuc numită buget ca să ajungă la toată lumea. Spune domnul Fărăzeu că la Chimie 3, unde dânsul în Consiliul Administrație, plouă în pot. Un alt colegă dintr-un alt Consiliul Administrație de la Liceu Agricol spune plouă în pot. În parc, la Casa Moșului, plouă în pot. Deci sunt probleme nerezolvate de administrațiile dinainte. Și o să vă dau astăzi. De exemplu, fiindcă n-am făcut niciodată și o să fac și o să fac și o conferință de presă, să vedeți ca ce bani avem noi reportați și pe care noi ăștia de acum trebuie să-i achităm. Avem 10 miliarde de lei numai la Biserica Reformată, care nu s-au plătit de administrația trecută. Nu se plătesc de 7 ani. 10 miliarde de lei. E dreptul lor la un proces de câștigate. A rămas cu noi să avem 1068 de miliarde abateri financiare în 5 ani.
Atât au crescut. Respectiv, perioada 2008-2013 și anul 2015. Încă n-a fost inventariat anul 2013, 2014 și 2016. Avem 24 de miliarde sunt sume din litigi. Numai STP-ul, numai cu STP-ul avem o sumă în litigiuri de 116 miliarde plus 150.000 de euro. Dar dacă pierde procesul, suntem unde plată. Avem și aceste documente, cine le dorește, poate vedea. Dar înainte de a continua, mai am o chestiune care vreau să o ridic. Spuneți că am dat bugetul fără 3-4. Știți bine asta, poate nu știți, că un buget în perioada de afișaj mai există modificări, mici modificări în limitele aceleași nume, care la solicitările consiliere nu se pot face. Dacă, bineînțeles, există posibilitatea să se poate face. Dar, de asemenea, pe site, pe lângă cele trei pagini, a existat o mențiune. Oricine din municipiul Turda dorește bugetul detaliat, poate să vină să-l solicite la primărie. Dumneavoastră, și dacă nu ați citit această mențiune, se pare că celălalt din arcul puterii l-au citit. Mă dați acuzați că nu ați primit decât 3-4. Ca și consilier, aveați posibilitatea în orice comisie să chemați directorul executiv și să aducă bugetul detaliat, când el era făcut. Puteți să cere, deci nu are rost să vă plângeți, Domnul Dumnezeu, că nu vi s-a dat o săptămână înainte de a fi dezbătut în comisie. Nu știu ce lege invocați dumneavoastră cu săptămâna asta, dar dumneavoastră ați avut cu 3 săptămâni posibilitatea. Sunteți consilier și sunteți chiar în Comisia 1. Știți bine, prin legea 215 la cea de drept. După care, eu aproape în fiecare zi semnez procese pierdute în instanță. Adică, despăgubiri de avocați, taxe de timbru, tot felul de minuni care mă îngrozesc. Chestiuni care provin din 4-5 ani în spate. Acum se pierd toate procesele. Și în fiecare zi trebuie, sunt nevoit să semnez, fiindcă hotărârea din instanță nu pot să mă opun la asemenea chestii. Cu STP-ul s-a pierdut proces, fiindcă n-a fost reprezentat municipiul Turda într-un anumit proces. Deci asta este moștenirea care diminuie de vremea asta, din iunie încoace. Dacă eu fac o socoteală, ajungem la 1.500 de miliarde care le grevează acum activitatea noastră. Spune-mi dată, din ce ori, dacă ăștia trebuie să prinde buget și vom plăti noi la proces. Unde? La ce capitol? Dar puneți-mi întrebarea, ce se întâmplă dacă, într-adevăr, STP-ul câștigă 116 miliarde? De la ce capitol? Asta e moștenirea liberală. Are rău că trebuie să spun. Era bine să nu avem. După aia, se lucrează un proces cu STP-ul. Sunt 18 procese. În acest moment este un proces în care municipiul Turda a angajat un expert care verifică de 6 ani încoace tot ce s-a întâmplat la STP. Adică dacă dosarul zona este cu bonul de pensie, dacă omul și-a uitat taxele, dacă... Iar sunt niște documente care sunt prezentate ca să obții abonament.
Mi-am avut discuția și eu v-am mai spus că în Turda aproape toți cei care trebuie să primească subvenții și gratuități sunt trecut la subvenții și gratuități și sumele s-au primat. Fiindcă ticketing-ul la care s-a înrămat firma de pe la început nu a fost făcut și așa, sigur că nimeni nu poate demonstra nimic. Serviciul din primărie care trebuie să facă urmărirea acestor sume, acestor alocări de abonamente, primea listing, câteva cutii de listing cu semnături. Ce au căierea semnăturile și numai bine încasau 4.800 de oameni. Acum expertul nostru care se află la STB cu 6 oameni în control și cu 2 oameni din primăria Turda, fiind acolo nimeni nu vrea să-i confirme că nu se găsesc acele documente îndosate. Face aceste lucruri și constată aproape la dosar de dosar că banul e cuponul de peste, banul e adeverința de la primărie, comul și-o plătit taxele, banul în document, banul. Și toate astea vor fi demonstrate în fața instanței ca noi să micșorăm această sumă colosală. Fiindcă pur și simplu ne-am trezit în luna iulie că suntem dați în instanțe cu acest 116 milioane. Și sunt foarte multe de spus și asta o să fac o conferință de presă cu toate aceste sume și detaliate. Inclusiv cu raportul Curții de Conturi din 2013 și 2016. Cu sume și cu... Dar în același timp o să aduc și șefii de servicii din primărie, fiindcă orice acțiune a Curții de Conturi este urmată de un plan de compostare. Sigur că am făcut toate demersurile ca să fim în regulă cu ceea ce cere Curtea de Conturi și o să vină toți șefii de servicii care au de spus ceva să vă explice presei ca să știe toată lumea cum s-a realizat acest plan de compostare. Eu pot să vă spun ceva acum că ca și conformare, suntem în regulă. Trebuie doar în instanță să recuperăm banii, probabil va trebui să atacăm în instanță pe anumite secțiuni cu de conturi, foarte, foarte multe avoase care sunt la aceste sume de care v-am spus. Mai mult, apropo de buget, am discutat cu dumneavoastră, am votat cu dumneavoastră 5 școli care intră în proiect pe vederea la PNDR. Păi nu putem să alocăm sume indefinite la toate școlile, fiindcă toate sunt lechite. Nu s-a făcut nimic. Iar și domnul director de la spital, în toamnă i-a dat circa 500.000 de lei ca să-și poată rezolva acolo problemele și mizerile care erau acolo. Dar medicii care sunt acolo, acum vin și cer bani. Dar atunci de ce n-au spus? Că nu sunt bani? Că e mizerie, am avut spital? Că, virgulă, cantina nu se poate folosi? Că bucătăria nu mai este? De ce ne vin numai acum, când e preț aici, să trebuie lucrat la dezvoltare? Dar hai să lucrăm, domnule. Spune surse de bani, în afară de cele pe care le-am găsit. Spuneți-mi un capitol în care eu am greșit. Despre spital, vă spuneam, data trecută și așa, aprobat un studiu care urmează să fie făcut, este vorba de un spital renovat, extins și reabilitat, pe care eu cel puțin mi-o doresc acum. Și domnul Igor Bănescu la fel. Și toată lumea mi-o doresc un spital. Și suntem pe calea aia bună. Și mai mult, în urma studiului de prefezabilitate făcut, reiese că este nevoie și de un accelerator de particule pentru
vindecarea cancerului, care să fie la turnă și de care să beneficieze și Iana și Valeriu și Căpia Turnului și tot. Și ăsta va intra în lucru, domnilor. Dacă acest spital va fi realizat până în 2020, din 2021 nu mai trebuie să alocăm fonduri la spital, o să se descurce cu contractele de la casă. Adevărat, domnilor? Deci nu putem da și fonduri de amendinare să facem și curățenie sau organizare în oraș, să facem și investiții, să facem și sănătate și și la protecție sau asistență socială și, și de unde. Creștea bani. În condițiile în care noi anul ăsta avem mai mult cu 20 de milioane ca și anul trecut. Și ce să mai vorbim de investiții și de realizări? Când în 2016, administrația Ștefănică a realizat și a propus 13.190.000.000. Și a cheltuit 2.200.000 până în 31. Aveți aici, aveți de dumneavoastră, nu? Bucătica asta mică roșie. Și a propus un buget foarte mare din care n-a realizat nici măcar a patru. Noi, din 1 iulie, ce? Am cheltuit, am adus la dezvoltare bani. S-a ajuns la un final de 17.570.000, încălzate concret, nu? Este vorba de bani pe PNDT, care am făcut atunci 6 ani, și am cheltuit 9.305.000 lei. Deci am cheltuit cu 7 miliarde mai mult. 70 miliarde. Față de prima parte a anului. Hai să zic că te-ai niciun lucru, nu? Administrației de Consiliul Local din acest mandat. Spuneți unde este pararea. Azi putem mișca 2 de ei dincolo. Problema este ca tot să punem lucru, să găsim soluții, să aducem bani. Și după aceea, după ce avem bani, putem să facem și rectificări și să mai ajutăm unde se poate. Dacă noi știm să aducem și să facem un buget cu 9.18 anul ăsta, suntem păcătați. Fiindcă m-a spus că în management există niște reguli. Nu trebuie să stai într-o singură variantă. Totdeauna trebuie să găsești 2-3 variante. Ei, noi le-am găsit. Avem aceleași străzi raportate și pe PNZ, avem aceleași străzi raportate și pe dezvoltare, pe mobilitate urbană, avem aceleași străzi raportate și pe statutul de stat în climatică. Și de oriunde vin banii, noi putem rambursa și folosim în continuare banii alocați. Pe cealaltă variantă putem să le distribuim. Dar să nu mai spun faptul că nu întâmplător am lăsat și o rezervă de banca. Am făcut refinanțarea creditului din care doar în acest an, de acum cât a rămas până iunie, noi, adică pe primul semestru, noi câștigăm 1 milion, doar prin refinanțare, 1 milion de lei, care vor veni și vor merge la dezvoltare. Ceea ce crește dezvoltarea cu 2%. Deci eu vă spun aceste considerente, fiindcă trebuie cumva să vă dați seama că am pus la lucra. Dar voi aveați posibilitatea să veniți tot ce vreți și să intrați în ședință 3 săptămâni. Dar să știți ce înseamnă acest buget. Și să vă aduce, bineînțeles, amendamentele și tot. Să nu credeți că am dormit. Chiar nu mi-a fost ușor că la 3 să dai de la servicii. Vom avea probleme cu serviciile. Dar probabil că vom avea și posibilitatea, dacă nu se încălzează, fiindcă am instituit o nouă regulă, doamna Dace, la serviciile raportează un an cât a mai rămas în suma alocată. Să încerce să te încadreze în bugetul de alocare. Dacă chiar va fi nevoie să mărim ceva pe aici pe acolo, probabil că putem face o rectificare. După aia avem de cele 5 ori, spitalul a intrat în renovare, a renovat. Și atunci încercăm să trăguim
banii de așa manieră, că nu nici banii mie, nici banii din altă banii municipiului Cluj, dar care trebuie să le alocăm așa cum trebuie. Iar în sensul, în ceea ce privește studiile de fezabilitate pe care le-am contractat, unele realizat, altele nu, fiindcă aceste studii de fezabilitate, în final, noi le recuperăm pe parcursul proiectului. Altele, unele fericibile, altele nu. Și acum lucrăm și la strategia de dezvoltare a Clujului pe 20 de ani, nu pe 4 ani, 2016-2020. Aveți aici o strategie pe care ați privit-o în 2014, cei care ați fost aici, da? Nu prevede decât numai niște titluri de proiecte. Nici unul n-a fost finanțat. La cine trebuie urmează? Aveam dat mulți bani. Acei bani care i-am dat pe studii de fezabilitate, care încă ne-au plătit pe toți. Acești bani vor produce poate sute de milioane de euro pentru tot. Trebuie să faci investiții ca să câștigi bani. Deci eu așa am gândit și nu cred că am gândit rău. Aveți posibilitatea de aici înainte de recurente la acest buget să veniți momentamente când facem rectificări, când am rectificări. Cel mai important este să alegi rectificare. Să aducem bani. Aia e cel mai important. Vă mulțumesc. Deci după intervenția domnului primarul Bunatului de Credit, supun apropării dumneavoastră și starea, și starea, domnule consilier, și starea discuțiilor cu acest proiect. Cine este prezent? Domnul primar a explicat în amănunțime care este substanța aceasta. Cine este pentru, din consilier, pentru și starea intervențiilor cu acest proiect? Vă rog să vă exprimați prin vot. Numărați. Da. Deci ce mai departe. Nu, mai lasă că ai discutăm amândoi conformitate cu regulamentul, discuție la obiectul acolo și punctul 2, dar nu înțeles ce începe pe acolo și da. Punctul 3, regulile privind acordarea constatului social. Da. Cine este pentru proiect? Păi nu. Bine, domnul. Cine este pentru proiect? Să schimbă situația. Deci este îmbunătățită situația. Pentru schimbă, la cine? A trecut. Și normal a trecut. După o discuție de o oră și normal. Aia ce ne-a identificat asupra problemei. Aprobarea Consiliului nu pot să-și fac eu rapat, domnule. Dacă Consiliul a aprobat sistarea discuției, discutăm o pauză. Să credem, domnule, masă că e născută în mare. Și nu mă trebuie să discutăm amator. Vrei?